anunțea sub masca obedienței o serie de reforme, unele extrem de curajoase și ale căror urmări se văd și astăzi, în timp ce această perioadă de glorie a diplomației românești, a României, în general din acel timp, s-a pierdut și a rămas doar la nivel de arhivă, de dezbatere istorică, adică nu am putut profita și am eșuat lamentabil în marasmul anilor 80 pe care mulți dintre noi l-am trăit. Pe care sperăm că l-ați manifestat. De la București, Răzvan Minescu transmite toate cele bune. Bună seara, sunt Georgiana Grosso cu știrile orei. Restricțiile contestate din nou în stradă. La București, protestatarii au plecat...